Amazing Channel. Invitație la teatru radiofonic. Crăciunul lui Osman. Tragicomedie într-un act de Victor Eftimiu. În distribuție Dorina Lazăr, Ștefan Radov, Constantin Dinulescu, Virginia Mirea, Petrică Popa. Regia artistică Ion Vova. Fata mea, Coli o să îngrașă din zi în zi. Azi mâine pleznește, tu ce ai să te faci? E, lasă că știu eu ce fac, n-avea grijă. N-avea grijă, nu prea știi, fată. Tu nu ești nevasta lui cu curunie. După lege nu-ți rămâne nimic din averea lui. Dar cui o să-i rămâie? N-am trăit eu 20 de ani cu el? Ei și? Păi nu i-am fost eu ca nevastă? Ei și? Păi el rude n-are. De unde știi? Poate că în satul lui, la Tișnița, o fi având ceva frați, ceva nepoți. Și dacă n-are pe nimeni, tot nu-ți rămâne, ție rămâne satul lui. Vai de mine! Păi... Și ce trebuie să fac? Să te iei bine pe lângă el, să-i spui, Colio, Colio, cred că a venit vremea să ne cununăm. Hai să ne cununăm, Colio, Colio, ia-mă de nevastă, Colio, păi, Colio. I-am spus. Și zice că mai e vreme. Ei, spune că a trecut vremea. Amenință-l că pleci de acasă, că te spânzuri. Nu, nu, mai bine spune-i că te arunci în puț. Uite, așa am făcut eu cu tactul, cu Toli, văcaru. Da. Dacă nu-i spuneam așa, nu mă lua. Păi da, dar ție nu ți-a lăsat nimic, tata. E, tu mi-a lăsat ceva. Mi-a lăsat numele. Tot e ceva. Se cheamă că sunt nevasta răposatului văcar. Aminter, moare, moare și ai rămas pe drumuri. Tu n-ai băgat de seamă cum îi să umflă vinele gâtului când se necăjește? Și să necăjește din nimica toată. Ia, ia să-i pui tu odată urechea la piept. Nici nu s-aude cum îi bate inima. Pune urechea la genunchi când îl încalți, să vezi cum scârție. Moare fata mea. Moare, moare, Colio. Nu mai are mult. Taci, mi se pare că... Doamne ajută. Colio, cereați? Da. Colio. Da, ce vorbeți? Zic, fata. Uite ce e, Colio. Ce? Eu... Te las sănătos. Da, Colio, noi te lăsăm sănătos. Da. E, dar ce vorbă e asta? Uite, Colio, unde vă duceți? Uite ce e, Colio, eu nu mai pot să trăiesc cu tine așa, știi tu. Păi am ajuns de râsul lumii. Da, chiar, Colio. Da, da. Și să știi că nici pentru tine nu e bine. Nu e bine, dar nu e bine. Să trăim așa. Ho, că nu înțeleg nimic. Și tot umblați cu fleacul. Care aici? Fleacul, Colio? Stați! Stați aici! Ia vedeți-vă de treabă! Păi nu, Colio, nu mai merge așa! Ce nu mai merge așa? Păi nu mai merge așa pentru că vreau să intru și eu în rândul femeilor. Păi și nu ești? Păi nu sunt, la biserică nu vorbește nimeni cu mine. Da, Colio! Păi da, tu stai în strană cu bărbații, dar eu nu stau lângă femei. Păi stau unde e locul meu? Păi stau, eu stau printre copii și babă. Așa. Păi da, la colivă îmi trece înainte nevasta ca sapul. Da. Păi și eu mă rușinez, na. Uite, mama spune că și ieri a auzit niște neveste bagiocorite. Așa e. Să știi, eu ori mă cunun cu tine, ori mă arunc în puț, cum a făcut mama. Dar nu-i vorba de puț. Ba, da. Nu-i vorba de puț. Să vorbim întâi ca oamenii și pe urmă să ne gândim la moarte. Ce zici, Colio? Ce zici, Colio? Mai spune, oiei, Colio. Păi nu e caluată. Ai, Colio. Nu face tot ce vrea în casa mea și în liberzile mele. Ai, măi, da. Colio, mă. Dar ce ne mai trebuie nouă cununie? Păi ce să mai cheltuim parale degeaba cu popă, cu o spețe? Nu facem o spețe. Dar nu facem. Nu facem nimic. Numai așa. La primar. Da, la primar așa. Și la popă. Da. Popa n-are vreme. Gata. Păi mâine e Crăciunul. Pe urmă anul nou, pe urmă Boboteaza, pe urmă Sfântul Grigore, Vasile, Ion. N-are vreme de cununii, gata. Păi după Sfinții Grigore, Vasile și Ioan, o să aibă vreme, ne cununăm atunci. Așa. Păi da, da, atunci e prea târziu. E prea târziu, o să fim și mai bătrâni cu o lună. Colio! Păi și-a de rușine, ce? Nu mai suntem oameni tineri. Înțeleg să fi făcut asta acum 20 de ani, când am venit aici pescar tânăr. Și sărac. De ce nu m-ai luat atunci? De ce? Păi să vezi că
Păi n-am lăsat-o noi, eu și cu răposa cu Toli. Ziceam că nu face să vă însurați, că n-aveți de niciunele, nu? N-aveți nimic, că mă rog. Și acum să ne însurăm acum, da? Așa, da. Fiindcă am, nu? De ce nu-mi spuneți că vreți averea mea? Că vreți bănișoare? Toliu! Bă, e frică să nu mor, aia e. Las că vă știu eu. Vă știu eu, te știu eu pe tine. Cotoranță bătrână. Ce-ai cu mine? Umbla să mă jefuiți. Umbla, umbla să mă moșteniți. E, da, așa să știi. Ce crezi? De ce te-am îngrijit eu 20 de ani în șir? De ce nu mi-am luat nimic și ți-am făcut toate economiile? De ce mi-ai sfărâit noaptea la ureche o viață întreagă? De ce te-am răbdat eu să-mi gâfâi toată ziua? Când mănânci, oftezi și gem parcă te înjunghe. Da, când dormi, te sperii și zvâcnești în vis ca un crap. Iau. Când spui crezul la biserică, te încurci și te bâlbâi și mie nu vrei să-mi lași nimica. Aha! Nimica! Asta era, aici ai vrut să ajungi. Asta a fost dragostea ta și grija ta. Ei, nu, petițo, așa ceva n-ai să vezi. Colio! Așa? E, atunci stai. Am să-mi iau eu lucrușoarele mele. Stai. Mă iei de nevastă? Nu! Atunci mă duc chiar acum. Mă duc să mă omor. Stai, fata mea, ce vrei să faci? Lumina ochilor mei. Las-o, babă, să se ducă, că puțul e în partea ailantă, știu eu. Fata mea, lumina mea. Salam aleichim, salam aleichim, efendi Coli. Aleichim salam. Allah să te aibă în paza lui și Crăciun de poimine să-ți mai aducă alte 40 de Crăciun. Aleichim salam. Tu ești Osman. Când ai venit? Eram aici după ușă, dar n-am îndrăznit să intru. Mi se părea că vorbiți. Ce să vorbim? Ne certam, Osman, asta e, ne certam. Oh, ia, dă-le încoasele, văd, ia să văd. Am adus încălțămintea. Efendi Coli, mult mi-a bătut mie inima când le-am câmpit. De ce? Ghete, să ajung eu prăpăditul de Osman să cârpesc ghete. Asta e mare bucurie pentru mine. Toată viața mea am fost nesocotit, disprețuit. Asta a fost zi mare pentru mine. Te cred. Care am fost 30 de ani cârpaci în satul ăsta și am cârpit numai opincile săracilor, să ajung într-o bună zi cârpași de ghete. Eu care n-am luat mai mult decât 20 de parale pentru lucru, să iau acum. Cât ai spus când dai, efendi Coli? Cât ai spus când dai? O megidie. Allah, dumitale, îți vine ușor să zici o megidie. E una singură, dar știi dumneata ce e o megidie? 4 cereci, ceea ce înseamnă tocmai 20 de groși. 20 de groși cât e 400 de parale, efendi Coli. 400 de parale. Asta e o zi mare la mine. Asta înseamnă că după o viață întreagă s-a hotărât Allah să-mi pună mâna în cap. Osman, sigur, te bucuri și tu, da. E, cum să nu mă bucur? Ți se pare lucru mare, nu așa? Așa e. E lucru mare. Ce crezi că eu am umblat toată viața cu ghete? Dar de unde? Asta e cea din tâi perechi. Nu suport. Ba da, le-am luat anul trecut în târg la Corcea. Da, nevastă mea a vrut. Femeia asta a mea, Cata, ea mi-a cerut.
Spunea că e de neam mare acum, știi? Că nu mai vrea să umble de sculță ori cu opici. Vrea să se poarte după rânduială, ha? Ca toate femeile gospodarilor. Și eu îi l-am luat. Toate voile i le-am făcut osmane. Toate, toate. Dar numai eu știu ce-am tras în târg când le-am încălțat întâia oară. Eu știi, învățat cu opincile, am piciorul cam mare. Când m-am încălțat cu ghete, Doamne Dumnezeule, mi s-a părut că mi-a pironit cineva picioarele. Așa mă strângeau, așa mă chinuiau osmane. Și acum zice că s-o iau de nevastă osmane, auzi? N-ajunge că i-am luat ghete, acum mă... Ne legănam amândoi prin târg și râdea lumea de noi. Băieții de pe la cizmării băteau cu ciocanele în scăunele și chioteau în urma noastră. Mie mi se rosise ceafa și simțeam că mi-intră ace. Îmi ardeau urechile, osmane. Păi de ce s-o mai iau de nevastă atunci? Alte ghete n-am vrut să-i mai iau. Nu mai intru în mahalaua cizmarilor toată viața mea. Hai, du-i lui Osman, da, pune le uite, da, dincolo, să vadă și ea câte fac eu pentru ea. Așa, eu sunt om bun, Osmane, dar nu-mi place să se gândească cineva la banii mei. Dau singur, dau, uite, în loc de o... Deci, ție îți dau ție o liră. Da, uite o liră aici. Na, Osmane, ține o liră. Asta face 5 megidii. Așa. Dar e vorba. De ce să-mi spui ea singură să o iau de nevastă? De ce? De ce să se gândească la moartea mea? Of, de câte ori am vrut eu să mă însor, a venit ea și mi-a spus întâi. Și pe mine asta m-a râd și n-am vrut să o iau. De ce să mă gândesc la moartea mea? Au, rămâi sănătos, da, fără să... Allah să te răsplătească. Ia răd eu. A, no! Ia să stai aici, ia vină încoace. Ce mai e, femeie? Bagă încoace, Megidia. Ce? Ți-a dat o liră? O liră i-ai dat, prostule? Tu nu vezi că și-a bătut joc de noi? Cine? Eu, băi, dar cum să-mi bag? Ce-a făcut? Ce-ai făcut, Osmane? Da. Să nu-ți bagi joc de noi, Osmane, că e rău. Cum ce-a făcut? Păi ce-a făcut? Păi tu nu vezi că ne-a pus talpă de opinci la ghete boierești? Nu vezi că nu știe nici atâta lucru? Păi, vrea să ne facă de râs în ziua Crăciunului. Despre asta e vorba. Bine, Osmane! De ce vrei să ne faci de râs în ziua Crăciunului, Osmane? De ce te gândești la banii mei, Osmane? Da, da. Eu sunt un bun, dar nu-mi place să se gândească cineva la banii mei. Pleacă de aici, Osmane! Cum să plec? Ce-am făcut eu? Nu vezi că nici nu scârție. Nu-ți plătesc. Ieri, amără! Ieși afară! Vieți milă, efendi colic, că sunt 8 sărac, am 5 copii, efendi colic. Gândește-te, dumneata, n-ai copii ca să știi ce e sărăcia în ajunul Crăciunului. Ce Crăciun? Ce Crăciun? Ce-mi vorbești mie de Crăciun, turcule? Acum e Crăciunul nostru, al creștinilor, nu al vostru. Ai dreptate, nu sunt creștin ca dumneata, sunt păgând, dar vezi, de când am venit aici în sat, m-am dat cu ceilalți oameni. Când s-au bucurat ei, m-am bucurat și eu. Când au roșit ouă în ziua învierii, mi-au dat și mie și eu nu le-am aruncat cu scârbă, ci le-am mâncat voios. Eu n-am gemie aici ca să mă rog nici hoge. Sunt singurul turc din satul dumneavoastră și am luat obiceiul satului. În biserică nu pot să intru, dar mă duc și eu duminica, stau afară printre cerșetori și ascult cântecele preotului, rugăciunile pentru Allah, Allah, căci Allah este unul singur, efendi Coli, și toate rugăciunilor celor ce cred se înalță lui Allah, care ne iubește pe toți deopotrivă. Ho, 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 ho! Ce-am făcut eu? Păi ce are a face Allah cu pingerele mele, mă?
Hai, pleacă de aici! Dă-mi, efendi, nu vreau lie, nu-ți dau nimic, nu-ți dau nimic, acel că e amară! Săracu de mine, vede! Ai văzut acum? Ai văzut ce era să faci? Păi nu ești un prost! N-am avut eu dreptate când ți-am spus că nu știi ce faci. Da, Catu, văd. Ești mai deșteaptă decât mine, adevărat. De aceea socotesc că... Nu știu ce socotești. Păi e vorba să ne luăm, că Alminter nu mai merge. Colio, haide. Hai să cununăm. Aoleu, iar? De ce mi-ai spus tu înainte? Acum iar nu mai vreau. De ce n-ai așteptat să-ți fi spus eu? De ce te gândești la banii mei, femeie? Că îi risipești ca un nesocotit. Într-o bună zi o să ajungem pe drumuri. Ce mă fac eu iar atunci? Iar te gândești la moartea mea? Păi cum să nu mă gândesc? Uite, inima nici nu ți s-aude. Uite cum ți s-au umflat vinele gâtului. Ia mișcă piciorul. Păi uite cum scârțe, auzi? Ai să mori, Colio! Ai să mori! Taci, taci, nu mai vorbi! Nu mor! Deschide fereastra! Ce? Deschide fereastra! Unde e fereastra? Unde? Stai, nu mor! Vai de mine! Vai de mine! Vai de mine! A murit și nu mi-a lăsat nimic firar al dracului. Am rămas pe drumuri, Mama Iovanco! Ce e prin casă și să fugim? Vino, mama, am rămas pe drumuri! Nu așa, fata, mame, nu așa! Cine? Ai văzut, Colio? Colio, a murit! L-am văzut! E, nu ți-am spus-o că o să plesnească! Nu mai plânge, liniștește-te! O să rămână aperea satului și rutelor din tâșne! No, no, asta nu se poate! Trebuie să facem ceva! No, tot nouă să ne rămână aici, să vezi! Tot nouă! Ia stai că mi-a venit o idee. Ia să-l chem pe Osman încoace. Osmane! Vino încoace, Osman! Taci din gură, liniștește-te! Dar ce ai cu Osman, mama? Să vezi! Îl chemăm aici pe Osman. Așa. Îl ascundem pe Colio, îl îmbrăcăm pe Osman cu hainele lui, îi legăm capul ca să nu se cunoască și îl culcăm în patul lui, da? Mă duc la primar să-l aduc încoace. El se preface bolnav de moarte. Spune, a căzut, s-a lovit rău. Să-i spui că moare și că-ți lasă ție toată averea lui, că ai fost femeie harnică. Ia, pune mâna să luăm de aici. Uite, uite că vine Osman. Hai că mă duc după primar. Ați chemat? Am auzit bine, adevărat e că v-ați chemat? Da, Osmane. Te-am chemat. Îmi pare rău de ce am făcut, Osman. Eu mă duc după primar. Da. Tu învață-l ce are de făcut. Da. Ia să mă duc după primar. Așa. Bine. Da, Osmane. Te-am chemat. Să-ți dau lira înapoi. Allah să te binecuvânteze. Mulțumesc. Nu, încă. Nu, băi, ți-o dau mai târziu. Și dacă faci ce-ți spun eu, îți mai dau încă una. Păi dacă îmi dai 2 lire, scap de sărăcie tot anul. Fac ce trebuie să fac. Uite ce e. Culiu a murit. Bietul om. Era om bun, dar nu-i plăcea să se gândească nimeni la banii lui. Bietul om. N-a avut parte nici să încalțe ghetele cârpite de mine. Tu știi, Osmane, că mie nu-mi rămâne nimic de pe urma lui Colio. Cum așa? Dar cui rămâne?
Păi eu nu sunt nevasta lui. Și după lege, averea rămâne rudelor de departe. Adică satului. Așa. Și m-am sfătuit așa cu mama. Îl ascundem pe Colio. Așa. Te îmbrăcăm pe tine cu hainele lui. Pe mine? Îți legăm capul ca să nu te cunoști. Și te culci în patul lui. Mama s-a dus la primar să-l aduc aici. Tu te prefaci bolnav pe moarte. Eu bolnav? Așa, să spui că ai căzut și te-ai lovit rău. Ai înțeles? Da. Să spui că mori și că îmi lași mie toată averea. Toată? Da, păi am fost femeie harnică. Osmane, ia du-te dincolo, așa, du-te din... Și îmbracă giubeaua lui Colio. Ia-o, ia, așa, ia. Eu am să-ți pregătesc patul. Așa. Ia, leagă bine, leagă bine. Așa, leagă. Așa, leagă-te bine la cap. Așa, înfășoară-te, înfășoară-te, să nu te cunoști. Așa. Acum, vino în pace. Așa, vino repede. Bagă-te în pat. Bagă-te în pat și oftează. E bine. Așa, e bine, e bine. Oftează, Osmane, oftează, că stau două lire, Osmane. Da. Ia, poftim. Poftim în pace, domnule primar. Așa, așa, pe aici, pe aici. Așa. Bună ziua. Da. Dar ce? Ce s-a întâmplat? Uite, Colio, săracu. Colio, aha. Dar ce are Colio? Uite, e bolnav, săracu. Trage să moară. Săracu. E un om bun. Ești bolnav, Colio? Da. Bolnav, mi-am rupt piciorul și am să mor. Ce subțire s-a făcut și ce mic. Da, l-a slăbit boala. A căzut și și-a rupt o mână. Ce mână? El spune că și-a rupt piciorul. Da, nu știe ce spune săracul, aiurează, durerea, înțelegi, mă? Ah, durerea, da. Și cum s-a tras la față. Și de-abia mai vorbește. Dar de ce m-ai chemat, Colio? Primarule, uite-ți, primarule, eu am să mor și te-am chemat să rânduim cu averea. Aha, da. Femeia asta, vino cu acecata mea dragă, stai lângă mine. Da. Femeia asta săracă, am luat întâi slujnică, precum știe toată lumea. Nu eram slujnică, nu uitam. Eram îngrijitoare, Colio. Îngrijitoare, să zicem. Pe urmă, dacă am văzut că se poartă bine și cum era frumușică, am luat-o așa în casă. Țintoare, da? N-am fost țintoare primarului, am fost ca nevastă. Da. Ca nevastă, da, ca nevastă. Să zicem, s-a purtat bine cu mine, m-a îngrijit și... Acum în ceasul morții vreau să o răsplăt. Eu copii n-am avut. N-avem copii. Da, precum știe toată lumea. Da, precum, da. Și datoria mea era să o iau de nevastă. Dacă mor eu, ce i-ar rămâne? Nimic. Averea s-ar duce pe la rudele, rude îndepărtate. Au venit rudele să mă vadă. Nu. Atunci de ce să las rudelor averea? De aceea, fiindcă a fost femeie cum să cade, m-am gândit să-i las eu o jumătate din averea. Scrie primarul, jumătate din averea. Scrie primarul, le scrie. Deci, iau Colio pe scarul murind, las o jumătate din averea mea. Ce faci? Ai nimic. Nu, dacă mă doare. Am căzut și mi-am rupt mâna. Nu toată. Și nu-mi lași toată averea. Mică-mi lași toată averea. Domnule primar, auzi că-mi lasă toată averea. Taci, că acum ies. Deci, femeica ta, care mi-a fost ca soție și m-a îngrijit. Așa am scris, Colio. Și jumătatea cealaltă cui o lași? Ce? Jumătatea! Uitasem, da. Jumătatea cealaltă, scrie primarul, scrie că mi se pare că o să mor. Jumătatea cealaltă o las lui Osman Cârpaciul de peste drum. Lui? Ce? Ce ai spus? Ai nebunit? N-am nebunit.
Lui Osman Cârpaciu, că e sărac de tot, bietul om, are 5 copii și se întâmplă câteodată că nu-i plătește lumea pingelele, mai ales când pune talpă de opinj la ghete, băi, scrie primarul, scrie. Că nu se poate, domnule primar! Cum așa, eu dacă care... Dacă așa vrea răbosatul, n-avem ce face, n-avem. Scrie, primarule, scrie, n-asculta la gura muierii, că muierea oricât i-ai dat nu se satură. Deci, jumătatea cealaltă... Ce faci, tâlharule? Ah, hoțule, vrei să mă păcălești? Nu, trag, nu, dacă mă doare piciorul. Nu te las nici moartă, spui că mi-o lași. Astâmpără-te. Toată mie. Astâmpără-te, femeie, că acum vie și nu-ți mai rămâne nimic. E, așa, Colio. Ia, iscălește aici. Așa, trage cu degetul. Așa. E, Dumnezeu să te ierte, eu sunt grăbit. A mai murit un vițel la vecin, mă duc să rânduiesc și pe acolo. Să stăpânești averea sănătoasă, Cato! Da, da. Să mor sănătos, Colio! Sunt grăbit? A fost bine, bine e când se scoală omul din mor și moștenește pe un răposat. Ce vorbești? S-auzim de bine. Ce-ai făcut, păgânule? Ia nu pleca, tâlharule. Ți-ai bătut joc de mine, ai? E, stai tu că ți-arăt eu ție. O să am și eu un Crăciun ca oamenii. Ce mai Crăciun al Bayram Bret Ama Ramazan Ama. Ați ascultat Crăciunul lui Osman, tragicomedie într-un act de Victor Eftimiu. Distribuția a fost următoarea: Colio, Ștefan Radov; Osman, Constantin Dinulescu; Iovanca, Dorina Lazar; Cata, Virginia Mirea; primarul, Petrică Popa; redactor, Monica Patriciu; asistența tehnică, Florin Băli; regia de studio, Violeta Berbiu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Ion Vova.